Legea incubatorilor de afaceri. Ați tot când erați ministru al IMM-urilor, ați inițiat în guvern acest proiect de lege al incubatorilor și acceleratorilor de afaceri. În primul rând, ce sunt aceste incubatoare de afaceri? Am înțeles că în guvern, am auzit că în guvern, când s-a vorbit despre incubatoare de afaceri, s-a pus problema ca cei de la Ministerul Agriculturii să ocupe, pentru că auzi de cuvântul incubator și s-a înțeles că e vorba de incubator de ouă, de pui, de ceva de genul ăsta. Acum, dacă e să fim plastici, tot un soi de creștere de pui e și aici, dar e o creștere de pui de business, de start-up-uri, de companii. Ce se întâmplă? În acest moment în România nu există o reglementare care să ne definească ce înseamnă un incubator sau un accelerator de afaceri. Fiecare face un incubator, pentru că am auzit de foarte multe incubatoare, fiecare face incubator după cum îl taie capul și spune că el are un incubator de afaceri, deși are acolo o clădire de birouri în care nu face altceva decât să facă închiriere imobiliară. Adică nu desfășoară activitățile pe care ar trebui să le aibă un incubator. Legea nu face altceva decât să definească și să pună cadru pentru ceea ce înseamnă un incubator. Dacă vrei să ai un incubator de afaceri, un incubator agricol, un incubator academic, sunt diverse tipuri de incubatoare, trebuie să oferi un număr de servicii în incubatoriul tău, de la servicii de educație antreprenorială, la servicii de educație antreprenorială, la servicii de marketing, la servicii de promovare, secretariat comun și așa mai departe. Dacă oferi și instrumente de finanțare, treci în etapa următoare și te numești accelerator de afaceri. Toate aceste servicii sunt probate și atunci tu primești un certificat de incubator de afaceri. Care sunt avantajele? Faptul că ai un incubator de afaceri. Până acum, dacă cineva făcea un incubator de afaceri, o făcea ca responsabilitate socială, la fel ca și business. Adică nu avea niciun fel de instrument de ajutor, niciun fel de plus valoare adusă pentru faptul că avea un incubator. Ori dacă facem această lege, am cerut în lege și a fost aprobată și ea e cuprinsă ca atare în Parlament în acest moment, faptul că cine deține un incubator de afaceri este scutit de plata impozitului pe clădirea pe care o deține și pe terenul aferent clădirii. E vorba de impozite locale. Sunt autoritățile locale de acord să-i scutească? Sunt introduse direct în lege și atunci autoritățile locale sunt obligate, nu mai au niciun cuvânt de spus. Dacă ele însă vor să aducă instrumente în plus de scutire sau de sprijin ale incubatorilor de afaceri, sunt binevenite. Ne-am asigurat de acest lucru că sunt cuprinse direct în lege. Ne-am inspirat de la legea parcurilor industriale. Da. În legea parcurilor industriale spune, cine deține un parc industrial este scutit de la plata impozitelor pe clădiri și pe terenurile din parcul industrial. Dar ca măsură de compensație, guvernul oferă autorităților locale respective ceva, măsură de compensație, sprijin, ajutor, pentru ca la rândul să ajute aceste incubatoare de afaceri? Acum, eu nu cred că o să... Știți cum ne-am asigurat de faptul că nu o să fie o explozie de incubatoare de afaceri așa încât impactul bugetar la nivel local să fie mare. Pentru că pentru a deține titlul unui incubator de afaceri trebuie să faci o aplicație și să îndeplinești toate criteriile pe care le-am menționat anterior. Iar ministerul, așa cum se va numi el, care va avea în... Pentru că vedeți că denumirile astea se tot schimbă. Ministerul de Resort, să-i spunem așa, va fi cel care va da titlul incubatorului de afaceri, așa încât nu văd într-o zonă, nu știu ce oraș, o explozie de incubatoare de afaceri. Eu am spus ca impact să vedem măcar 100 de incubatoare de afaceri în România, să avem acoperită toată țara și să avem cel puțin două în fiecare județ, mai multe în București. Ori, de ce am gândit această lege și de ce cred eu iarăși că e importantă să fie în acest moment pusă în aplicare, nu mai târziu? Pentru că incubatoarele de afaceri se regăsesc în fondurile structurale 2014-2020. Incubatoarele de afaceri se regăsesc în programul operațional regional. Au o linie distinctă prin care se finanțează. Câți bani au la dispoziție acolo? Întreaga linie de IMM-uri are undeva la 800 de milioane de euro. Nu știu exact câți vor fi destinate incubatoarelor ca atare. Totalul de 6,7 miliarde cât are viitorul POR. Eu nu sunt fericit cu finanțarea adresată IMM-urilor pentru că în mod constant
vedem această sintagmă declarativă, IMM-urile, motorul de creștere al economiei, oricând e și, exact, coloana vertebrală a economiei, oricând e să vedem finanțarea pentru IMM-uri, nu e. Finanțarea merge în alte părți. Eu am spus că o finanțare, cea mai eficientă finanțare, care se vede imediat în economie, e finanțarea IMM-urilor. Vă dau un exemplu a ceea ce înseamnă legea întreprinzătorului debutant, care cu o finanțare pentru 500 de companii anul trecut, deci numai 500 au primit finanțare, dar s-au creat 8.000 de firme, 16.000 de locuri de muncă și în acest an, în fiecare lună, se creează 1.000 de noi companii ale întreprinzătorilor debutanți. Deci e vorba de 1.000 de tineri, 1.000 de oameni care își găsesc o ocupație, care sunt într-o formă activă de ocupare, care nu sunt un cost pentru stat. Și finanțarea a fost de 5 milioane de euro anul trecut. Am încercat să explic guvernului, primului ministru și guvernului în ansamblul său faptul că nu contează neapărat suma, ci eficiența. Unde o pui? E foarte important ca din acești 6 miliarde de care vorbim pe POR să creștem suma alocată investițiilor în IMM-uri, pentru că vedem imediat locurile de muncă, valoare adăugată, impozite, taxe plătite la stat. Și cred că mai trebuie să mai folosim și experiența 2007-2013, pentru că dacă ne uităm la 2007-2013, au fost bani în programul operațional de transport, au fost bani în programul operațional de mediu și așa mai departe. N-am văzut o explozie extraordinară a autostrăzilor, a zonelor de mediu protejate și așa mai departe. Aș putea să fac un pariu că nici în perioada următoare aceste zone nu vor fi cele care vor trage, de fapt, economia României înainte. Și atunci trebuie să ne aplicăm cu mai mare atenție spre IMM-uri. 20 de incubatoare de afaceri au fost înființate prin PNUD, prin acel program PNUD, în România. Cu ce rezultate? Pentru că mă uitam la incubatorul de la Craiova, s-au creat 2 locuri de muncă, la Târgu Mureș niciunul, la Satu Mare 75. Sincer, nu văd așa o evoluție pe segmentul acesta care să aducă un beneficiu substanțial în economie. Păi eu v-aș îndemna să vedeți și unde au fost create aceste incubatoare, pentru că ele nu au fost create neapărat în zonele cu intensitatea antreprenorială cea mai ridicată. Incubatoarele create au fost create cumva printr-un program artificial. Ele trebuie create printr-un program bottom-up, prin nevoia, de fapt, a întreprinzătorilor și a organizațiilor de a crea aceste incubatoare, nu printr-o nevoie de sus în jos care spune trebuie să creați incubatoare. Ne interesează unde, ne interesează cum. Uitați-vă, de exemplu, în România Startup, acel program pe fonduri europene de la POSDRU, în care am participat la lansarea incubatorului de afaceri de la AS. PNUD nu a reușit să susțină un incubator de afaceri la AS, în zona universitară. Cum nu a reușit să... Eu n-am văzut incubator de afaceri la Timișoara sau la Cluj sau la... Dar avem în tot felul de zone, de alte zone ale țării. Nu comentez în ce fel și cum au fost create aceste tipuri de incubatoare, însă cred că abordarea sănătoasă e de jos în sus. Ce avantaje au IMM-urile nou înființate în aceste incubatoare de afaceri? A spus că oferă un pachet întreg de servicii și de facilități. În primul rând, faptul că au un cost sharing, adică ei împart același tip de serviciu, facem referire la secretariat. Nu mai plătește compania o secretară, ci toate companiile plătesc o secretară. Faptul că împărțim costurile pentru un birou, faptul că se creează cea mai mare problemă a unui întreprinzător debutant e faptul că el nu are o piață de desfacere, o rețea, și creăm emulație. Stând în același spațiu, găsim sinergii între companii. Exact. În toate zonele nu e un instrument descoperit astăzi. Se desfășoară de zeci de ani de zile cu succes în alte zone. Faptul că ai acces la informații foarte utile, acolo vin investitori care pot să-ți descopere... Știu unde să vină, unde îi găsesc pe toți la un loc. Exact. Faptul că ai informații privind finanțări europene, faptul că
și eu vreau să se adauge această componentă incubatoarelor. Incubatoarele ar trebui să fie responsabile de internaționalizarea companiilor pe care le dețin. Adică să meargă cu câteva companii din incubator în Silicon Valley, în Shanghai, la Londra și în alte zone în care, să încerce să vândă, să internaționalizeze serviciile companiilor respective. Fie pe ele ca atare să vândă părți sociale din companiile respective, fie pur și simplu să găsească clienți, să găsească... Următorul nivel e acceleratorul de afaceri. Da, acceleratorul practic aduce o valoare adăugată incubatorului în sensul că el deține și posibilitatea investițională în companii. Deci pe lângă acele servicii de secretaria de marketing, de cost sharing și așa mai departe, el aduce și un instrument de finanțare, conform legii, fie că își creează un IFN, fie că atrage niște bani europeni, creează plus valoare. Adică el, pe lângă faptul că oferă servicii suport companiilor, oferă efectiv finanțare. Și aici, de fapt, e valoarea adăugată. Pentru că ce înseamnă un incubator de afaceri? Într-un incubator de afaceri vin foarte multe companii. Din acele companii vor rămâne un procent care vor face business pe bune, să spunem așa. După care din ele performante va fi un alt procent, mai mic. Și după care un grad investițional ridicat vor avea mult mai puține. Și de aici această plus valoare. Ori instrumentele acestea de investiții fac să treacă nivelul următor. Domnule general, dar totuși în România există riscul acela al pilelor, relațiilor, cunoștințelor, accesul în aceste incubatoare. Nu cumva o să existe în continuare riscul să fie măcinat de PCR-ul ăsta care există încă de 25 de ani, după 25 de ani. Vă spun de ce nu există riscul ăsta, pentru că pentru pile, relații și ce cunoștințe, lor cred că nu le place munca. Ei nu cred că vin în incubatoare să performeze. Ei nu-și fac companii să creeze plus valoare. Deci nu cred că există acest risc. Iar România nu e cu nimic diferită de alte economii. Eu compar tot timpul România cu Polonia. În Polonia, eu conduc organizația românească a tinerilor antreprenori. Există o organizație similară în Polonia care are o rețea de 54 de incubatoare de afaceri și 7 acceleratoare. Vreau să vă spun că eu îi admir foarte mult pentru ceea ce fac. Au fost colegii mei și la organizația, pe când eu conduceam Organizația Europeană a Tinerilor Antreprenori, și tot timpul ei își setează obiective foarte, foarte înalte. În acest an, în iunie, vor face un eveniment al startup-urilor și al atragerii de finanțări în startup-uri pe Stadionul Național din Varșovia. Dacă acum 2 ani de zile și eu am participat, înainte să fiu ministru, am participat în Varșovia, în sala polivalentă din Varșovia, unde au venit 5.000 de startup-uri, în acest an vor să facă pe Stadionul Național. Deci, gândiți-vă cam unde se află nivelul antreprenorial european și global și unde setează țările obiective. Eu de asta am spus că România trebuie să fie, unu, competitivă, doi, să-și propună ceva, să avem un obiectiv oarecare. De aceea, atunci când am fost ministru, am trecut strategia pentru IMM-uri Orizont 2020 și am spus foarte clar în strategie, eu îmi doresc ca România în anul 2020 să fie țara cu mediul antreprenorial cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei. Într-o globalizare continuă și într-o concurență continuă, fiecare competitor trebuie să-și definească propria identitate. Dacă nu, într-o milisecundă, un antreprenor nu asociază regiunea ta cu ceva în care lui îi sună într-un fel sau îți aduce plus valoare. Exact. Brand de regiune, de țară. De ce vrem noi în acest caz de țară? Gândiți-vă că toată lumea când spune antreprenoriat se gândește la Londra, se gândește la Berlin, vorbesc de Europa, nu la Silicon Valley, automat toată lumea se gândește. Dar se gândește la Londra, se gândește la Berlin, se mai gândește la țările nordice care au început, Irlanda de Nord, Suedia, Finlanda, au început să se miște foarte bine în această zonă. Finlanda, de exemplu, prin cei care au firma Rovio, cei care au făcut Angry Birds, care s-au dezvoltat foarte mult și acum fac niște concepte de tipul startup sauna,
sau tot felul de concepte care atrag foarte mulți tineri și foarte multe startup-uri și atrag mediul investițional în țara lor. Ori asta trebuie să facem și noi ca România. Eu asta am spus, asta o să continu, nu contează că sunt ministru, că nu sunt, din ce poziție, din ce în ce mai mult și trebuie să creăm masă critică, să spunem lucrurile astea. Și dumneavoastră, prin proiectele pe care le aveți, asta trebuie să spunem. Domnule Jean, mă uitam la totuși la caracteristicile incubatorilor de afaceri. Au acces la drum național, la utilități. Până la urmă, aici e problema afacerilor din România. Mai întâi de toate, statul trebuie să pună la punct infrastructura mare, drumuri, canalizare, apă, gaze, infrastructură telecom, energie, lucruri care lipsesc în România. Cum rezolvați buba aceasta? Acum, cum să vă spun, noi trebuie să plecăm de la realitate. Iar realitatea arată într-un anumit fel. Dacă e să ne uităm pe partea lucrurilor negative, dumneavoastră le-ați menționat, dacă e să ne uităm pe partea lucrurilor pozitive, România e o țară cu viteză la internet foarte ridicată, cu o valoare adăugată și cu o educație foarte bună a oamenilor. Eu mă gândesc la ceea ce înseamnă granițele sau nevoia, necesitatea infrastructurii în IT. În IT astăzi nici nu trebuie, nici contează de unde lucrezi. Deci nu mă interesează drumul, nu mă interesează gazul, nu mă interesează lumina, mă interesează conexiunea la internet. Da, dacă vorbim de un incubator de afaceri, el trebuie să existe undeva fizic. Acum nu trebuie să creăm imaginea României ca fiind o țară bananieră. Dacă vorbim de București, Timișoara, Iași, Cluj, centrele Craiova, centrele universitare, nu cred că duc lipsă nici de gaz, nici de lumină, nici de infrastructură. Adică există emulații. Ce nu există și ce vedem, și de fapt pentru mine ce e dureros, nu e infrastructura, ci faptul că avem o administrație amorțită care nu înțelege dinamica economiei reale și dinamica mediului de afaceri și mai ales a tinerilor. Neînțelegând aceste lucruri, de aceea vedem exodul tinerilor, pentru că un tânăr are o idee de afaceri și statul trebuie să fie reactiv, trebuie imediat să-i pună la dispoziție instrumentele. De aceea pentru mine e dureros că o lege ca atât de necesară ca Business Angels stă într-o comisie și o tot discutăm. Chiar ok, avem de discutat, haideți să alocăm o zi întreagă, pentru că parlamentarii nu lucrează atât de mult, lucrează de luni până miercuri, hai să alocăm o zi întreagă, să o discutăm cap-coadă și să terminăm. Ce atâta discutăm, facem politicianism, discutăm un sfert de oră, luăm pauză, plecăm, următoarea săptămână la fel. Asta, cum să zic, arată dezinteres pentru mediul de afaceri. Ori pentru mine e dureros, fiecare zi care trece pentru mediul de afaceri cu lipsa unui astfel de instrument, reprezintă de fapt un handicap în economie. Noi de asta avem nevoie. Avem nevoie de o administrație flexibilă, inteligentă, care să răspundă imediat nevoilor. Ori un tânăr care vede o idee de afaceri, nu reușește să o implementeze în România, nicio problemă, că în ziua de azi nu mă costă absolut, nu mai am vize, nu mai am nimic, mă duc în Londra, o pun în aplicare și plătesc impozite Marii Britanii. Da. Chiar legea incubatorului când estimați că o să fie un monitor oficial și aplicat? Aș da același termen, o lună de zile. Aici nu au fost discuții majore privind legea. Trebuie numai pusă pe ordinea de zi a plenului și să o avem în aplicare.